Accidentul a avut loc pe raza comunei Blejoi. Din declarațiile martorilor, șoferul care a produs accidentul nu a respectat regulile de circulație și a intrat cu mașina pe contrasens. La acest moment facem cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurările producerii acestui accident rutier. Pentru a evita o tragedie, unul dintre șoferii implicați care se afla în mașină cu fiica sa a tras de volan dreapta cu riscul de a se răsturna. Copilul a țipat și a zis: mami, nu pot să cred, am avut accident. M-am dat jos, iar domnul din fața mea mi-a spus că eram în spatele dumnealui. Deci această mașină mergea în fața mea regulamentar, pe dânsul a întors, iar mașina mea arată cum o vedeți. Am coborât și după aia nu mai știu nimic, mi s-a spus că am leșinat. Accidentul rutier s-a soldat cu două persoane rănite la fața locului, deplasându-se două echipaje ale serviciului de ambulanță pentru a acorda primul ajutor victimelor. Într-un Renault am înțeles că e o persoană grav accidentată, soție și copil, ceva de genul ăsta. În orice caz, suntem 4-5 mașini implicate în accident. Se pare, din primele verificări, că una este mai grav, iar cea de-a doua rănită ușor. Cele două persoane rănite au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești.